Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Actualități Naționale. Discutăm în această seară despre o problemă a sistemului medical și aceea este faptul că medicii de familie, iată, sunt din ce în ce mai puțini. Numărul celor care aleg să intre în această specializare scade de la an la an, ceea ce înseamnă că în curând, după statistici, am putea să ne trezim cu o gaură de 2000 de medici de familie. Asta spun statisticile anului 2022. Cu siguranță, pe măsură ce ne apropiem de final de 2023, se vor înrăutăți. Este o veste rea, pentru că până la urmă medicii de familie sunt primii la care, pe de o parte, suntem trimiși și pe de altă parte și noi apelăm, pentru că ne este mai familiar, mai aproape să ne adresăm medicului de familie înainte de a ajunge la specialist sau la camera de urgențe. Așadar, discutăm în această seară despre ce se întâmplă cu sistemul medical din acest punct de vedere al medicilor de familie și mă bucur că în această seară a răspuns invitației mele pozitiv un medic de familie, chiar din mediul rural din județul Bacău. Este vorba despre doamna doctor Cristina Loghină, medic primar de medicină de familie. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Aș vrea să-mi spuneți încă de la bun început unde profesați dumneavoastră și cum este să fii medic de familie în mediul rural? Pentru că, sigur, sunt diferențe. Fără discuție. Profesez în Secuieni, la aproximativ 20 de kilometri de Bacău, chiar de la începutul carierei de medic de familie. Deci am ceva experiență. Dacă ar fi să o iau de la început, aș alege tot medicina de familie, cred că mi se potrivește cel mai bine. Mi se pare cea mai frumoasă specialitate, în primul rând pentru că nu te plictisești, e foarte provocatoare. Vezi pacientul de la naștere până la senectute, vezi tot spectrul de boli și medicina omului sănătos și cea a omului bolnav, deci e imposibil să te plafonezi sau să te plictisești. E, consider eu, cea mai provocatoare specialitate. Ieri, înainte de a ne puncta pentru această întâlnire, știu că am vorbit puțin despre de ce aleg sau nu rezidenții această specializare și de ce de la an la an sunt mai puțini cei care vi se alătură în tagma medicilor de familie și nu știam acum dacă să scoatem în evidență lucrurile pozitive sau lucrurile negative ale alegerii. În ultima instanță e o opțiune personală. Sigur. Cred că ține și de abilități. Deci, de exemplu, specialitățile medicale, non-chirurgicale, necesită mai multe abilități de comunicare. Dacă simți că ai talent în direcția aceasta, e normal să alegi acest tip de... Dar cred că medicina de familie a ajuns cenușărea sa din motive financiare. Într-un sistem subfinanțat, știe toată lumea că România e pe penultimul loc în Europa, atât ca procent din PIB acordat pentru sănătate, cât și pe cap de locuitor. Iar din acest puțin, medicina de familie primește foarte puțin, în jur de 6%, în timp ce alte țări acordă medicinei de familie procente gen 10-14%. Și în condițiile în care este foarte prost plătit, e clar că nu e atractiv pentru tânărul medic care dorește să-și întemeieze o familie, să o pornească la drum. Un alt aspect cred că e super birocratizarea. Deci mulți, că am discutat cu absolvenți sau cu viitori medici, se tem de toate aceste restricții impuse medicului de familie. Nu pot prescrie, cum o face colegul meu din altă țară, anumite medicamente, deși parafa mea e recunoscută oriunde. Dacă aș merge să profesez într-o altă țară, aș putea prescrie medicamentul respectiv. În România am nevoie de scrisoare medicală de la medicul specialist pentru a putea prescrie anumite medicamente, ceea ce nu e corect. Și te transformă astfel într-un, mă rog, un scrib mai degrabă decât un, nu, medic de familie pentru care te-ai pregătit. La fel, eu una nu am problema aceasta, am avut noroc de primari cu care am colaborat foarte bine.
Dar pentru mediul rural e o altă mare problemă colaborarea cu autoritățile locale. Am avut colegi care au plecat strict din acest motiv. Pentru că nu au fost pe aceeași linie? Nu au reușit să colaboreze cu autoritățile locale. Deci, cred că sunt foarte multe motive, țin și de fiecare în parte, dar sunt și aceste motive generale pe care le-am identificat discutând cu tinerii. Apropo de această colaborare cu autoritatea locală, haideți un pic să lămurim și această chestiune. Cine pune la dispoziție spațiile în care dumneavoastră funcționați? Pentru că, iată, și în municipiul Bacău există o serie de spații în care medicii sunt chiriași, da, ai primăriei. Bănuiesc că același lucru se întâmplă și în mediul rural, sau aveți și această posibilitate de a vă edifica singuri un spațiu? Sau care este? Da, deci sunteți... situațiile sunt foarte diferite, unii stau încomodat, asta ar fi cea mai fericită situație, marea majoritate sunt chiriași și sunt și proprietari, sunt medici în oraș care și-au cumpărat apartament la parter și l-au amenajat conform standardelor impuse pentru a putea primi autorizația sanitară de funcționare. Deci de aceea spuneți că e importantă relația cu primăria. Clădiri care aparțin de autoritățile locale, de primării sau de Consiliul Județean, deci situația e destul de complicată, sau chiar de alte instituții private. Știți foarte bine că există și această discuție. Apropo că ați menționat dumneavoastră că acest sector este subfinanțat, ceea ce este real. Pe de altă parte, invers proporțional, vin foarte multe sarcini de la minister care consideră că pacientul trebuie, în primul rând, să meargă la medicul de familie. Pentru ce? Pentru orice, practic. Că așa este indicația de la minister. Lucrul acesta chiar nu mă deranjează. Nu? Îmi place să știu că am o colaborare bună cu pacienții, dar mă deranjează că ni se atribuie lucruri care nu țin de curicula de medicină exact, de familie. Exact, și aș vrea să-mi dați câteva exemple în sensul acesta. De exemplu, dacă este examenul de capacitate, evaluarea națională la clasa a 8-a. Nefiind medic școlar în județ, medicii școlari există doar în urban, da. Și atunci în rural medicul de familie trebuie să preia din atribuțiile medicului școlar, fără a fi remunerat în vreun fel și fără a fi în curicula lui de activitate. Bun. Sau povestea care, din fericire, s-a terminat cu adeverințele pentru sport. Deci eu nu cunosc probele care se dau și atunci să-mi asum că acel copil este apt sau nu pentru sport înseamnă să-mi depășesc competența. Și lucrurile au escaladat, că s-a ajuns să ceară apt pentru curs de cusut la Gherghef sau mai știu ce. Deci lucruri absurde. Care nu ar trebui să fie în dreptul dumneavoastră. Dar faptul că pacientul mi se adresează mie, în primul rând, pentru problema lui medicală, cred că acesta e jobul meu. Și lucrul acesta nu mă deranjează dacă ministerul spune mergi întâi la medicul de familie. Mi se pare un lucru bun. Mai puțin pe urgențe. Deci, la urgențe încă nu există acest obicei că pentru o urgență, urgență medicală, nu urgența pacientului că se grăbește el undeva. Dar pentru urgențe medicale e clar că chiar dacă medicul e în cabine, mi s-a întâmplat să-mi vină urgența și să fiu depășită. Să fie o urgență majoră și atunci se pierd timp. Important. Și asta ține, cred că, de o educație a întregii societăți. Cu alte cuvinte, să știm. Să recunoaștem, exact. Să identificăm. În alte țări, de la grădiniță, se fac cursuri și fiecare cetățean știe ce are de făcut. Cu alte cuvinte, când critice, să se prezinte sau când să aștepte. Când să sune la numărul de urgență și să fie preluat direct de o ambulanță sau să se prezinte. Și din păcate, iarăși, cazuri care nu țin de urgență merg și aglomerează UPU, gândindu-se că fac analize sau, eu știu, sunt persoane neasigurate și atunci vina cade tot pe medicul de familie. Uite, nu sunteți eficienți. Se aglomerează UPU, dar mi s-a întâmplat, vine pacientul dimineață cu hipertensiune, îi scriu rețeta, merge la farmacie, îi se pare lui prea scumpă și seara se duce în UPU, tot cu tensiunea mare. Da, din păcate, cum spuneați și dumneavoastră, acestea sunt cazuri, sunt convinsă că nu foarte dese, dar ele există și ar ține într-adevăr și de o
mai bună educarea noastră a tuturor, da, să spunem, da, așa. Da. Cum ați resimțit dumneavoastră perioada de pandemie? A fost un hop mare pentru toată lumea și atunci mă gândesc că și pentru medicii de familie, primii la care din nou eram îndemnați să mergem în momentul în care aveam simptome, cred că a fost dificil. Și aici vreau să vă aduc în atenție o practică care s-a făcut, s-a împământenit în acea perioadă, a consultațiilor prin telefon sau prin intermediul geamului sau... Dacă, da, dacă o să vă uitați pe raportul de țară, ultimul raport al Uniunii Europene, noi eram rămași în urmă în privința teleconsultațiilor. Prin teleconsultații nu înțeleg că sună pacientul și spune vreau bilet la cutare, da, secție sau vreau rețetă cu nu știu ce medicament. Ci efectiv are o problemă, da, medicală. Da, și îl vezi, eventual analize, se pot transmite rezultate și așa mai departe. Deci teleconsultațiile în sine n-ar fi un lucru rău dacă sunt practicate și dacă există ghiduri standard de protocoale. Deci se stabilește exact ca să fii și tu ca medic acoperit de malpraxis. Eu personal am primit toată pandemia pacienți în cabinet, pentru că am considerat că nici eu și nici ei nu suntem pregătiți pentru adevărata teleconsultație. Și am reușit nici să nu mă îmbolnăvesc de COVID, dar am fost paranoică cu dezinfecția, mi-am creat noi circuite, a fost cumplit. Prima lună am dormit doar 4 ore pe noapte, în rest îmi petreceam timpul căutând informații de la colegii străini, după cum știți, în Italia, în Lombardia, situația era foarte gravă. Și nu știam cum să-mi organizez activitatea, cum să mă protejez pe mine, asistenta, pacienții... Unii de alții. Asta mi s-a părut... Plus era penurie de echipamente de protecție, de dezinfectante, furnizorii de la care mă aprovizionam în mod curent aveau toți stocuri zero și mi-am petrecut timpul stând pe internet și căutând din China, din Belgia, din nu știu unde, la suprapreț, echipamente de protecție. Deci, din punctul acesta de vedere, și a trebuit singură cu un grup de colegi să ne creăm noi protocoale. Corecția. Da, deci nu existau la nivel național pentru medicina de familie protocoale care să ne spună cum să facem circuitele. Ulterior au apărut. Ajutoarele la fel s-au îndreptat strict către spital, toate echipamentele. Pe medicina de familie în toată pandemia am primit de la EMAG 2 cutii de măști și de la o firmă din Ploiești 2 viziere. Deci restul a fost o aventură, simplu gest de a-ți procura echipamentele. Și bănuiesc că și în ceea ce privește vaccinarea, tot așa, abia la final, după... Eu m-am implicat de la început, da, deci de cum au apărut testele mi-am cumpărat, chiar dacă la început nici nu erau omologate, deci cum au apărut pentru uz personal. Deci m-am testat săptămânal absolut toată pandemia. Ulterior m-am implicat și la un centru de vaccinare și când ni s-a permis am vaccinat și în cabinet. Cu dezamăgirea că populația pe care o deservesc a avut un scor mult mai mic, poate, decât alte zone unde, să zic, medicul nu s-a implicat în vaccinarea anticovid în cabinet. Dar eu una m-am străduit, toată familia mea e vaccinată, eu am 5 doze, deci m-am străduit. Asta cu siguranță, da, pentru mai că ales și că primeam, mai ales că primeam pacienții în cabinet. Da, era am cu atât considerat mai mult că trebuie să mă protejez. În primul rând, da, într-adevăr, pe dumneavoastră și cred că și exemplul personal contează. Și apropo de acest lucru, știți foarte bine, în special în mediul rural, lumea are încredere în primar, în preot, în medic și în învățător. Da, pentru mine cum a, fost, este o, a fost o mare dezamăgire. Eu, fiind și de mulți ani acolo, am considerat că am o relație excelentă cu pacienții mei, cu majoritatea. Și faptul că în momentul în care i-am îndemnat să se vaccineze, au ales să creadă alte persoane fără pregătire medicală și faptul că nu am reușit să-i conving, am făcut cursuri de comunicare, adică cumva mi-am reproșat că nu am reușit mai mult.
Și încă e o luptă în această direcție. Pentru că la bebeluș experiența era pozitivă. Când am venit în această localitate, rata de vaccinare era 35% și treptat am reușit să... Da, pentru că este peste o rezistență 95%. Da, de, vaccinurile sunt eficiente, asta nu se înțelege, doar dacă asigură o acoperire vaccinală. Depinde de tipul de virus împotriva căruia lupți. Și de dacă... fapt asta a și dus la eradicarea anumitor boli, tocmai exact. Pentru că majoritatea iar erau vaccinați. Campania aceasta cumva mie mi s-a părut că a fost din start destinată eșecului, pentru că s-au vaccinat doar adulții și nu am acoperit, deci din adulți, cum venise la un moment dat cadrele didactice, era ținta 60%, deci nu putem pune noi niște ținte arbitrare, pentru că virusul își urmează legea lui biologică. Și dacă pui niște ținte arbitrare care nu sunt realiste, nu sunt în concordanță cu situația științifică, e clar. Și dacă ați văzut, au apărut tulpinile în țările sărace și nevaccinate, în Italia, tulpinile acelea periculoase și care au făcut atâtea victime. În Africa, deci în zone unde vaccinarea nu a avut succes, erau mulți copii, țările erau sărace, deci în India ei erau producători, dar vindeau în altă parte și atunci... Și cu alte cuvinte, o mai bună calibrare a celor vaccinați într-o primă etapă, într-o etapă secundară, ar fi avut un alt impact asupra... Așa e părerea mea personală da, în urma acestei experiențe. Da, dar este avizată spre deosebire de, iată, cei care au ales să vaccineze doar fiindcă au existat campanii, din păcate, pe rețelele sociale și nu numai, și au înflorit aceste teorii ale conspirației și da, din păcate, asta e și mă uitam că în continuare există o umbră de îndoială cu privire la aceste campanii de vaccinare. Altfel nu mi-explic, iată, văd acum pe TV o campanie în ceea ce privește vaccinarea. Chiar am văzut și în social media. Probabil că ministerul țintește astfel să ne împrietenească cu această idee, pentru că, într-adevăr, după statistici, în ultimii ani a scăzut numărul celor care vaccinează, chiar și împotriva bolilor copilăriei. Pentru că se fac la dumneavoastră în cabinet 3 luni, 6 luni, 9 luni, 12 luni și așa mai departe și cred că există reticență, da? În rândul părinților. Fără discuție, da. Și reticențe nejustificate. Astăzi, de pildă, am luat în evidență un copilaș cu autism la care mama a refuzat antirujeolicul și cumva m-am gândit, eu tot eram supărată, eram îngrijorată din acest motiv. Dar acum m-am gândit, uite, bine că nu l-a făcut într-un fel, că ar fi dat vina pentru boală pe acest pe vaccin, acest vaccin deși... ceea ce e complet nefondat. Deci studiile arată în mod clar că procentul de copii cu autism la vaccinați, nevaccinați este similar. Deci nu poți... Spune că asta este o cauză. Să dai, da. Și nici nu, din punct de vedere științific, nu s-a găsit o corelație... un mecanism prin care să fie determinată boala de această vaccinare. Aveți această luptă, să-i spunem așa, cu pacienții în cabinet în momentul în care doriți să le prescrieți un curs de tratament, ori ei spun, dar am citit eu că e, dar cred că nu mi se, adică există această și cât e marjă de negociere, că până la urmă dumneavoastră aveți de-a face cu un pacient, da, poate se informează de undeva, dar dumneavoastră sunteți specialistul. Câte lupte câștigați da, în acestea? E o mare asimetrie informațională, adică volumul de cunoștințe pe care îl are un medic este imens, puțin înțeleg cât de mare este, și pacientul, eu știu, spicuiește din mass media sau dintr-o revistă, dar pe de altă parte și invers, deci doar pacientul știe ce a mâncat, eu știu ce medicamente a luat, ce simptome are. Deci, iar eu dacă nu reușesc să comunic și nu determin să dezvăluie aceste lucruri, nu voi putea pune un diagnostic și un tratament. Pentru că în ultimă instanță ești medic bun dacă reușești să alini suferința. Nu dacă în mod spectaculos pui un diagnostic strălucit, dar fără să-l determin pe pacient să urmeze tratamentul. Și atunci cred că e totul o negociere și să îl înțelegi pe pacientul din fața ta, să personalizezi. Nu cred că e o rețetă universală, urmezi algoritmul ABCD și ai succes.
trebuie să te apropii de pacient, să-l înțelegi și să găsești acele mecanisme, acele cuvinte, acele argumente care să... Cu, nu știu, unii pacienți trebuie să fii mai dramatic, să-i spui, dacă nu renunți la fumat, la băut, mori, faci cancer, de la de la. Alții care sunt mai sensibili dacă abordezi, îți face infarct în cabinet. Și atunci, cred că în asta constă arta medicului, de a găsi cea mai bună soluție pentru fiecare pacient. Vi se pare că în ultimii ani, revenind la discuția despre... strict această ramură, da, a medicinei. Vi se pare că în ultimii ani s-au adăugat foarte multe sarcini la ceea ce făcea medicul de familie prin comparație cu trecutul? Nu știu, poate există colegi de-ai dumneavoastră ajunși la 60 de ani, să zicem, care vă pot împărtăși din experiența lor. Cred că și înainte exista așa o încărcătură. Bănuiesc că erau mai puține hârtii, dar poate era mai multă libertate când, pe partea de tratament. Când a fost discuția cu informatizarea sistemului, eu eram foarte bucuroasă că o să scăpăm de hârtii și o colegă mai în vârstă mi-a zis, tare ești tu naivă, o să facem și hârtii și ne vom chinui și cu sistemul informatic. Din păcate, colega mea a avut dreptate. Deci, mama mea a fost asistentă și a început cariera în 1962 și registrele de gravide, de cronici, de tratamente care se completau atunci, se impun și suntem controlați și în ziua de astăzi. Deci pe scriptic, pe, pe scriptic, ceea ce este inutil. Pentru că oricând din sistemul informatic ai putea scoate orice raport în domeniul respectiv. Deci modul în care se perpetuează necesitatea acestor registre este redundant. De exemplu, dacă am consultat o gravidă sau am făcut o vaccinare, trebuie să consemnezi în vreo 5 tipuri de documente acel act medical. Și dacă în control am uitat undeva să-l trec, mi se poate imputa serviciu sau lucruri care... Pe de altă parte, o informatizare fără ca sistemul să funcționeze perfect e tot sortită eșecului, pentru că am pățit și eu zilele trecute, am stat cu medicul în cabinet, nu era medic de familie, era un medic specialist, am asistat cum un sfert de orat a stat diagnosticul, scrisoarea medicală și toate recomandările, ca la final să spună sistemul s-a blocat și trebuie să o iau de la capăt. Și am stat un sfert de oră în plus ca să facem această muncă, așa încât să-mi și explice ce anume mi-a recomandat acolo. De-aia spun că și vă întreb, aveți aceeași problemă din cu sistemul păcate, informatic? Da, deci toți medicii din România lucrăm în același sistem informatic unic, cu aceleași probleme. Vă dați seama, într-un cabinet de medicină de familie unde în sezonul rece, din cauza afecțiunilor intercurente, poți avea 40 și chiar peste pacienți pe zi. În mod clar, toate aceste disfuncționalități te fac să te întârzi și cu programările și sunt extrem de frustrante. Deci dacă aș avea un orizont, să știu, domnule, se repară într-o săptămână, într-o lună. Dar va merge. Dar ideea că până voi ieși la pensie, probabil zi de zi voi avea, e cam deprimant, din păcate. Limitarea consultațiilor la un anumit număr pe zi v-a ajutat sau v-a încurcat? Eu la țară nu mă pot limita la cele 20. Evident, fac programări. Chiar înainte de a fi obligatorii, fac programări, pentru că era joia zi de târg și vroiau toți pacienții, dacă tot au venit în târg, să-și rezolve și problema medicală. Și atunci am încercat să gestionez acest aspect prin programări. La programări poți cronici. Un copil care face febră, e clar că mă va suna mama cel mult cu o zi înainte sau în dimineața respectivă. Am adoptat și un stil de secretariat virtual, tocmai în ideea de a le oferi, ei se pot la cabinetul meu programa și online și pe mail, adică încerc să le ofer... E foarte interesant ce spuneți, că totuși aveți un cabinet medical în mediul rural, ori sunt cabinete în oraș, da, în care nu poți să faci asta. Dar, pe de altă parte, eu nu refuz pacienții, pentru că, spre deosebire de oraș, unde dacă, să zic, pacientul nu găsește loc la medicul de familie, se poate duce la un cabinet privat sau
are alte opțiuni. La țară nu e la fel. La țară eu sunt singura opțiune. Nu știu dacă e cea mai corectă metodă, pentru că poate să ducă la burnout, deci lunile de iarnă sunt grele din punct de vedere profesional, dar în general încerc să rezolv. Au prioritate, evident, programații, urgențe și în limita... Stau de multe ori peste program, zile întregi stau peste program până rezolv toți pacienții care mi se adresează. Doar că e frustrant să știi că ești plătit doar pentru jumătate din ei uneori. Se face o recalibrare trimestrială, anuală, dar în mod clar nu toată munca depusă este plătită la sfârșit de an când trag linie. Ceea ce este iarăși un lucru care face neatractiv această ramură. Pentru că trebuie să te lupți cumva cu conștiința ta ce faci și îți... Te pui pe tine după pacient. Sau... Da. Și nu e ca și cum sistemul chiar nu ar avea bani, pentru că e clar că există, dar poate sunt prost gestionați. Vreau să vă întreb și vis-a-vis de... Știu că mi-ați menționat că ați făcut și dumneavoastră o cercetare sau v-ați aplicat asupra acestui Colegiul Medicilor din Bacău, da, îngrijorat de perspective, a făcut la sfârșitul lui 2021 o cercetare privind vârsta medicilor de familie din județul Bacău și am constatat cu tristețe că peste 56% au peste 55 de ani, adică ar fi pensionabili în următorii 10 ani. Cam 17% pensionari care lucrează în continuare. Grupa de vârstă 30-39 de ani aveam doar 11 colegi la acel moment. Deci foarte puțin. Da. Și numeric. În 1999, când s-a început reforma cu medicina de familie, eram peste 300 și acum am rămas în jur de 240. Deci și numeric au scăzut și procentual e clar că... Și este în concordanță cu statisticile de anul trecut. M-am uitat și eu peste acestea. În momentul acesta 424 de localități din mediul rural nu au deloc medic de familie în această țară și ar mai fi nevoie de încă 2000 de medici de familie, pentru că într-adevăr jumătate din cei care profesează acum au peste 60 de ani. Și practic și 2,2% sunt sub 35 de ani, ceea ce practic e aproape în concordanță. Sunt județe unde situația e chiar mai dramatică. La Colegiul Medicilor aproape lunar ne scrie câte un județ, avem nevoie medici de familie și chiar și pe specialități. Există dificultăți de acoperire. În toată țara, pentru că exodul de medici este foarte mare. Și este și de înțeles, deși media am văzut că relatează și cazurile acelor medici sau asistenți care revin în țară. Din păcate dar sunt cred cazuri că vin izolate. Dar cred că vin mai mult în spitale, unde probabil că li se pare că este și, pe lângă salarizare bună, poate este și mai interesant. Eu știu, nu-mi explic, dotările poate sunt mai bune. Da, în special în centrele universitare ai oportunitatea de a lucra cu aparatură de vârf. Și atunci sigur că e mai provocator, mai ales pentru tineri. Dacă sunt un medic de familie la început de drum, de ce anume am nevoie? Cum îmi constitui lista de pacienți? Cum îmi caut locul dacă vreau să profesez în județul Bacău? Ideal ar fi să afli locurile cu deficit. Acestea se stabilesc printr-o comisie mixtă în care sunt reprezentanții ai casei de asigurări, ai Direcției de Sănătate Publică, ai Colegiului Medicilor și se stabilesc localitățile cu deficit de medici. Deci, ideal ar fi să identifici o astfel de localitate. Orice medic intrat în sistem este plătit în primele luni, nu neapărat legat de listă. Deci are o perioadă în care își poate constitui lista de pacienți, numărul minim. Dacă nu reușește, se mai pot acorda, eu știu, o perioadă de prelungire. Din acest punct de vedere,
Așa își găsește locul. Așa ar fi, da. Bun. Dacă vreau să merg în mediul rural, e clar că trebuie să stabilesc o legătură, bănuiesc eu, cu autoritatea locală și să caut un spațiu unde să-mi desfășor activitatea, da. Din nou. Deci, tot acolo în principiu, ajungem, da? Da, ai nevoie, pe lângă diplomă și autorizația de liberă practică de la colegiu, ai nevoie de un spațiu, dar nu orice spațiu, ci unul care să aibă autorizație sanitară de funcționare. Dacă nu e spațiu propriu, nu întrunește condițiile prevăzute, evident că nu poți avea contract cu casa. Înțeleg. Și dacă fac acești pași, bănuiesc că este mai simplu într-o localitate cu deficit să vină pacienții către mine, pentru că, iată, eu sunt aproape de ei. Și, în general, primarii din localitățile respective sunt dornici să atragă... Cât de mulți medici în de general, familie. Da. Am da. Înțeles. Bun, asta apropo de cum mă instalez. Dar ce se întâmplă dacă sunt medic de familie și îmi iau această îndatorire de a merge în mai multe localități? Cum se întâmplă în această situație? E foarte greu, pentru că este impus un anumit program, trebuie să asiguri un anumit număr de ore și este epuizant în general pentru medicul care își asumă și nu neapărat, eu știu, din punct de vedere pecuniar, răsplătit efortul medicului respectiv. Pot să fac această navetă? E suficient pentru că sunteți medic în mediul rural și știți mai bine. E suficient într-o localitate să ajungă medicul de două ori pe săptămână sau e prea puțin? Nu. Eu una merg zilnic, am doar 1500 de asigurați, deci sub media considerată optimă, care e de 1800. Dar, după cum v-am spus, nu reușesc să mă încadrez în sezonul rece în minimul de consultații. 1800 este în acest moment? Este considerat, da, optim? Ideal, optim. 1800 per medic. Așa se calculează necesar. Din ce perspectivă optim? Adică ai reușit să-i vezi pe toți într-un an? Sau cum s-a ajuns oare la acest număr? Acestea sunt criteriile stabilite în legislație. Care este reacția în momentul în care aveți pacienți pe care nu i-ați văzut timp de un an de zile la dumneavoastră în cabinet? Sunt oameni, sunt sigură că aveți și ipohondrii, în egală măsură cum aveți și oameni care se tem de medic în general. Da, deci ideea e să vezi pacientul adaptat după situația lui. Evident că un pacient cu boli cronice îi stabilești un ritm, îl vezi cel puțin trimestrial. Pacientul sănătos, recomandarea ar fi să fie văzut o dată pe an sau la 3 ani în funcție de grupa lui de risc. Dar să spunem o dată pe an. Dar ideea e, nu neapărat vreau să-l văd dacă e sănătos și nu e cazul. Deci nu, da, mi se pare ciudat. Nu e o vizită de curtoazie. Un pacient sănătos, că nu l-am văzut de anul trecut, de la precedentul examen de bilanț. E o normalitate. Deci o dată pe an, oricum, ar trebui să... Pentru pacientul sănătos și, da, care nu are riscuri. Da. Ar fi bine ca o dată pe an să-și facă acele analize, exact, de prevenție, da? Da. Și să, da, treacă pentru un control la medicul de familie. Exact. Dar pentru pacienții cronici sau, eu știu, pentru copii, acolo ritmul este altul. Și sunt pacienți pe care îi văd și de mai multe ori pe lună. Nu neapărat că sunt ei ipohondrici, pentru că starea lor de sănătate chiar îi necesită, da, consultații. Ce măsuri v-ar ușura în acest moment munca dumneavoastră ca și medici de familie? În primul rând ar fi debirocratizarea. Și toate lucrurile acestea redundante, cărora nu le văd rostul efectiv, ar fi de mare ajutor. M-ar ajuta foarte mult dacă s-ar renunța la restricțiile din protocoale de prescriere a medicamentelor. De multe ori am avut pacienți în vârstă care nu aveau aparținători care să-i ajute, pentru că accesul pacientului din rural la eșaloanele superioare, la spital, la policlinică, e clar mai dificil și trebuia să le scriu rețete simple, uneori foarte costisitoare, deci nu compensate,
tocmai pentru că îmi lipsea acel document prețios, scrisoarea medicală. Și atunci ne-ar ajuta foarte, foarte mult. Și eu aș dubla acestea. Aș dubla exact și evident lucru. Ca sistemul informatic să funcționeze și să se finalizeze, pentru că s-a oprit la prescripția electronică, în continuare scrim bilete, concedii pe autocopiative. Deci nu, lucrurile s-au oprit. Nu numai că nu funcționează bine, dar nici nu e terminat proiectul. Practic, cu informatizarea aceasta ați putea să trimiteți direct către angajator sau să scoateți direct din calculator fără a mai fi nevoie de acele proforme? Cum am prescripția electronică pe care o încarc în sistem... Și iese automat... Da, la fel s-ar putea face cu biletele, concediile și ar fi... În prezent, de nu știu câte ori, de exemplu, am refăcut ieri biletul pentru că bifa nu cădea în căsuța adecvată și nu am voie să fac modificări pe bilet. El trebuie să iasă din prima și dacă schimb topul, nu mai sunt niște lucruri stupide în ultimă instanță. Da, aveți mare dreptate, dar lucruri care până la urmă vă îngreunează munca, că despre asta este vorba, nu e vorba de faptul că trebuie să refaci o hârtie, cât de faptul că dacă nu e în regulă, înțeleg că și dacă primește o adeverință de salariat care nu intră într-un anumit standard, ți se poate imputa un concediu medical. Din nou, lucruri care sunt cumva de neînțeles. Și în momentul în care, ca așa ni s-a spus, intrăm în sistemul informatic, nu o să mai cereți adeverințe, nu că sistem, vei vedea în sistem. Dacă că este asigurat sau că nu pacientul, e și sigur. Cum. Deci nu-i mai cer cupon de pensie, nu mai... Adică, cumva, nu s-au îndeplinit dezideratele. Da, speranța mea era ca pe perioada pandemiei aceste lucruri să se rezolve, da, pentru că... într-adevăr, în perioada pandemiei, când au dispărut aceste filtre, a fost mult mai ușor să gestionezi. Da, și era și destul de ușor pentru pacient. Mergeam direct la farmacie, îmi ridicam de acolo rețeta, ceea ce conta enorm. Și adică făceai un singur drum, nu două. Sunt lucruri care există în alte țări. Am participat în mai la o conferință privind calitatea în asistența medicală primară la Dublin, unde erau reprezentanți din toate țările europene și am făcut schimb de experiență și într-adevăr la noi era cel mai împovărător sistem din punctul acesta de vedere. Deci în toate celelalte țări erau mult mai simplificate. Nu vă spun că avem pe liste 7 liste de medicamente, fiecare cu regulile sale. În funcție de pensie poți prescrie sau nu, sau cu un anumit quantum. Dacă prescrii un anumit medicament cu reducere, nu ai voie celelalte. Deci sunt niște reguli atât de complicate, mai ceva ca la jocul de bridge, încât e foarte ușor pentru tine ca medic să greșești și greșeala se transformă în imputarea rețetei respective. Și atunci, iarăși niște lucruri care îți... În timp, un colegul meu din Franța scrie o singură rețetă cu toate medicamentele și treaba casei. Deci nu stă medicul să vadă că pacientul are pensie mică sau mare. Mie nici nu mi se pare etic să întreb, pentru că poate s-ar interpreta că, uite, pe ăla îl consulți. Da. Deci nu mi se pare treaba mea să întreb care-s veniturile pacientului și să încadrez sau care e gradul de compensare pe care casa îl acordă unui medicament sau altuia. Nu cred că sunt probleme medicale. Da, care trebuie să privească. Și sigur, cred că sunt soluții tehnice. Și cred că există, da, într-adevăr. Prin care să fie medicul degrevat de... Mi se întâmplă și colegi de specialitate să mă sună, am voie să prescriu nu știu ce medicament, pentru că se impută medicilor. Da, cumva cred că sunt sisteme care ar putea, la momentul la care nu puteți prescrie un anumit medicament, să vă apară. Nu puteți prescrie acest medicament pentru că... Și atunci eu ar fi mai simplu. Folosesc și mulți dintre colegii medici de familie folosesc softuri de cabinet private care au o interfață cu softul gratuit pus la dispoziție de casă și care ne protejează. Deci aceste softuri ne... Dar cred că sunt pe cheltuiala dumneavoastră. Da, și e clar că nu este... Adică nu e normal să funcționeze așa. Și apropo, acest deficit de medici de familie este corelat și cu un deficit de asistenți medicali? Cât de greu este să găsești acum un sprijin? Pentru că, e clar, o parte din munca dumneavoastră
poate fi acoperită și de către un asistent medical bun și cât de greu se găsesc ei? La fel, problema diferă în mediul rural de urban. Deci, în general, asistenți se găsesc, dar pentru mediul rural, îmi doresc ca asistentul să fie din comună și atunci e mult mai greu. Și e mai ușor să comunice cu consătenii sau de, pe ce consideră? Sau să poată ajunge mai ușor la cabinet? Pentru acces, exact. Da. Eu, de exemplu, acum sunt foarte norocoasă, am o asistentă extraordinară, chiar dacă nu are multă vechime, dar a fost și o elevă foarte bună în timpul școlii și e foarte dedicată și sufletistă și simt că fac o echipă foarte bună cu ea. Dar am colegi care cumva se plâng de colaborare. Există și o migrație a medicilor din rural în urban? Sau nu evident, e neapărat? Da, evident că e greu să faci față rigorilor și tipul de asistență medicală. Deci cred că mult mai multe urgențe trebuie să asiguri, eu știu, mică chirurgie, ai nevoie de... În mediul rural. În mediul rural, da, pentru că până pacientul merge în oraș sau refuză să meargă în oraș și atunci cumva trebuie să te descurci la fața locului. A, deci nu glumeați când spuneați că treci prin toată medicina când îți vine un pacient. Eu știu, am avut o situație deosebită acum câțiva ani, un copil în ora de sport, un cui de vreo 10 cm în picior. L-au adus colegii pe brațe la cabinet. Deci nu cred că omologul meu din oraș se confruntă cu genul acesta. Tot felul de accidente legate de creșterea animalelor sau de activitățile agricole care apar specifice în sezon. Deci am observat incidența mult mai mare a unui anumit tip de... Da, și probabil că dacă sunteți de mult într-o comunitate, vă și dați seama cam ce sezon începe, să spun așa. Da, că asta, da. Virozele sunt ceva comun fie la țară, fie în oraș. Asta cred că e. La fel cum, de exemplu, dacă e ceva care circulă în mediul școlar de la dumneavoastră, o să știți imediat. Dar iată, sunt anumite patologii care ajung doar la dumneavoastră în comună în anumite sezoane și atunci cumva vă este și mai... Poate e mai previzibilă munca din acest punct de vedere, să spunem. Nu pot să zic. Deci am renunțat la a face previziuni, pentru că viața tot timpul te surprinde și cred că experiența cu pandemia a fost pentru noi toți. Într-adevăr, un hop, o lecție și o oportunitate și o experiență, de învățare. Nu știu, aș compara-o cu generațiile bunicilor care au trecut prin războaiele mondiale. Și pentru că am resimțit-o toți, și copiii, și bătrânii, și în toate domeniile a fost impactul extraordinar. Pentru că mai avem doar câteva minute până la finalul emisiunii, vreau să vă întreb dacă ați dat timp înapoi la momentul absolvirii, dacă ați schimba ce ați ales, să vă fi dus în... Cred că într-o cu aceste direcție. Cuvinte am și început discuția cu dumneavoastră, că tot medicina de familie, aș alege-o. Sunt îndrăgostită de meseria mea în continuare și cred că pot să contribui și să aduc mult bine și mi se pare provocatoare. Fiecare zi am ceva nou de învățat și din punct de vedere științific și de la pacienți, deci e... Deci ar fi tot prima dumneavoastră opțiune. Tot asta aș alege, da. Da, iată, poate vorbind... Mă gândesc că dacă ar exista o campanie din aceasta de convingere, de informare în rândul celor din ultimii ani la universitate, să le vorbiți direct, cu aceeași pasiune cu care ați vorbit în această seară, poate s-ar convinge mai mulți că și cred medicina de familie este atractivă. Cred că e nevoie și de fapte, nu numai de vorbe. Deci cu siguranță. Câtă vreme va fi subfinanțată și vor persista aceste probleme cronice, oricât de frumos ai descrie. Tânăra generație poate că e mult mai pragmatică, poate că noi suntem, nu știu, sau cel puțin generația mea, mai naivi, mai visători, dar
cred că faptele trebuie să vorbească și schimbările nu țin doar de persoasiune, câtă vreme lipsește fundamentul. Da, mai există totuși și această vorbă la noi, omul sfințește locul, dar nu e corect în această situație ca să compensați ceea ce sistemul... Poți face foarte multe, e adevărat, poți face foarte multe, dar e o limită. De exemplu, acum, săptămâna aceasta, am monitorizat o gravidă pozitiv și a trebuit să gestionez nu atât simptomele ei, cât faptul că nu avea apă. Și aici colaborarea cu autoritățile locale, nu avea cu ce să facă mâncare celor trei copii, cu ce să hrănea, să dea apă la animalele din gospodărie, neavând fântână proprie. Și, pentru că în comuna unde lucrez nu este rețea de apă. Și atunci, cumva, consultația a durat mai mult ca să-i rezolv problema ei personală. Și poți face mult bine, doar că e o limită. Dincolo de care, adică e nevoie și de implicarea autorităților competente. Așa este, de jos până sus. Mulțumesc tare mult pentru amabilitate și explicațiile pe larg. Așadar, cred că trebuie să privim un pic cu mai multă atenție, iată, medicii de familie. Există un deficit, dar acesta se poate repara dacă oamenii înțeleg, în primul rând cei de la conducere, de faptul că e nevoie, pe lângă resursa umană extrem de importantă, și de dotări, de sisteme informatice, de sprijin acolo unde este nevoie. Iată, un medic de familie se bizuie pe o autoritate publică locală în momentul în care merge să profeseze acolo și e important să fie bine primit. Altfel, îi încurajez pe cei care aleg această meserie să se gândească în primul rând la pacienți, la provocările frumoase pe care le au și, de ce nu, și la binele pe care îl pot face într-o comunitate unde, iată, sunt apreciați și valorizați. Pentru că, da, mergem la un specialist, dar sunt atâția. În schimb, medicul de familie, știți foarte bine, este primul la care apelăm și el aproape ne devine ca un membru al familiei. Sper să se mai regleze din această gaură care există între generațiile de acum care profesează și cele care sunt din ce în ce mai puține, care urmează să vină, ca să avem în continuare medici la care să apelăm în primă instanță. Cu acest gând vă las în această seară. Mulțumesc pentru atenție. Ne revedem și săptămâna viitoare. La revedere, o seară liniștită!